10 persoane din județul Alba și 3 din Gorj sunt acuzate că au sustras motorină din rezervoarele camioanelor ce efectuează lucrări la tronsonul de autostradă Sibiu-Orăștie. Aceștia valorificau combustibilul furat la diferiți cumpărători de ocazie. Polițiștii de investigații criminale din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Alba efectuează cercetări față de 13 persoane din județele Alba și Gorj care au săvârșit infracțiunile de furt calificat, complicitate la furt și favorizarea infractorului. În 5 octombrie, polițiștii s-au sesizat cu privire la faptul că cele 13 persoane cu vârste cuprinse între 22 și 54 de ani furau motorină din autocamioanele care prestau servicii la tronsonul de autostradă Sibiu-Orăștie. Ce-a furat? Motorină. Ce făceați cu ea? În vederea documentării întregii activități infracționale în cursul zilei de astăzi au fost efectuate 4 percheziții domiciliare și 2 percheziții la 2 societăți comerciale pe raza județului Alba, la locuințele și sediile societăților comerciale aparținând celor 13 persoane. La acțiune au participat 38 de polițiști din cadrul structurilor Inspectoratului de Poliție Județean Alba, investigații criminale, investigarea fraudelor, acțiuni speciale și ordine publică. Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul Serviciului de Operațiuni Speciale Alba, sub coordonarea procurorilor parchetului de pe lângă judecătoria Alba. Pe baza mandatelor de aducere, cele 13 persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Alba pentru audieri și dispunerea măsurilor legale. Prin activitatea infracțională desfășurată, invinuiții au prejudiciat societățile care au contractat lucrări la acest tronson de autostradă. Cei 13 inculpați au fost prezentați anchetatorilor pentru audieri și dispunerea măsurilor legale.